cred că am ajuns într-un final. Thank you.
atunci când călătorești ca fotograf, îți iei timp să studiezi ceea ce fotografiezi. Multă lume ne întreabă dacă mâncăm mâncarea pe care o fotografiem. Da, bravo! Așa, așa. Hai la pungă cu el. Da, da.
Sunt un pătimaș de fotografie, un om care a pus mâna pe un aparat, anul viitor se fac 40 de ani. Salut! Sunt Marian Mocanu, iar în emisiunea de astăzi aș vrea să vorbim un pic despre fața nevăzută a acestui gen de turism cu autorul Lota în special. Dimineața. Suntem pe drum spre Düsseldorf. Ne îndreptăm acum către Oradea. E 9 mai, ne spune că în casă
de doar noi. Ați reușit să veniți și sunteți interesat de acest fenomen? Astăzi avem program de strâns mere. Vom aduna mere. Deja Mariana e aici. Strânge mere. Una. Astea sunt pentru mâncare. Iar astea sunt pentru făpățică. Așa că gata cu filmarea. Mă bag și eu la cules la mere. Și că așa se usucă, se pun peperonii la uscat în Calabria. Ăia sunt peperonii. Acolo. Sara, să te le mangi una, poi piangi. Adică dacă Sara mănâncă unul, apoi o să plângă. Deci așa se usucă, se pune în Calabria, în Italia, așa se pun peperonii la uscat. Să mergem să vedem satul muzeu Ciocănești.
Sănătate! Happy New Year! Happy New Year!